Nici o sărbătoare în lume, nici o sărbătoare în lume, nu are așa mândru nume, nu are așa mândru nume, ca nașterea lui Hristos, ca nașterea lui Hristos, în viflaimul frumos, în viflaimul frumos. Și când s-a născut Hristos, și când s-a născut Hristos, Irod a fost mânios, Irod a fost mânios, și-o dat o poruncă-n țară, și-o dat o poruncă-n țară, pe toți pruncii să-i omoară, pe toți pruncii să-i omoară. De la doi ani mai în jos, de la doi ani mai în jos, să-l omoare pe Hristos, să-l omoare pe Hristos. De la doi ani mai în sus, de la doi ani mai în sus, să-l omoare pe Iisus, să-l omoare pe Iisus. Dar Hristos a fost salvat, dar Hristos a fost salvat, Tatăl Sfânt l-a apărat, Tatăl Sfânt l-a apărat. Dar Hristos a fost păzit, dar Hristos a fost păzit, Tatăl Sfânt l-a ocrotit, Tatăl Sfânt l-a ocrotit. 14.000 de prunci, 14.000 de prunci, or fost omorâți atunci, or fost omorâți atunci. Și astfel s-a născut Hristos, și astfel s-a născut Hristos, în viflaimul frumos, în viflaimul frumos.